Bun găsit, dragii mei, și bine ați venit la rețetele mele dragi! Eu sunt Dia și mă bucur să vă am și astăzi alături pentru rețeta zilei. Haideți să vedem împreună ingredientele și modul de preparare. Rețeta zilei de astăzi este o supă rece de castraveți, ideală pentru zilele fierbinți de vară. Pentru a o pregăti, voi avea nevoie de 350 de grame de castraveți, 250 de grame iaurt, 200 de ml apă foarte rece, 50 de ml ulei rămas în extra virgin, o legătură de mărar, 50 de grame nuci sau migdale măcinate, usturoi după gust și sare. Acestea sunt toate ingredientele listate. Pentru început, voi curăța castraveții de coajă și îi voi tăia cu buleți. Nu este neapărat necesar să-i tai foarte mărunt, deoarece voi mixa absolut toate ingredientele într-un blender de mare viteză. Însă eu fac acest lucru mai mult pentru frumusețea și prezentarea lor. Acum voi tăia și mărarul în bucăți destul de mari, iar următorul pas este să mixez absolut toate ingredientele în blenderul de care vă povesteam. Pentru un efect și mai răcoros, puteți să adăugați și câteva cuburi de gheață în blender împreună cu toate celelalte ingrediente. La noi la munte, totuși, nu au fost zile atât de călduroase ca în restul țării și nu am simțit nevoia adăugării cuburilor de gheață. Acum se mixează totul, preț de un minut, până când voi obține cea mai fină și cea mai cremoasă supă. Iar acum nu mai îmi rămâne altceva de făcut decât să torn supa în bol, să decorez cu puțină nucă măcinată și câteva felii de castravete proaspăt și să o servesc imediat. Dragii mei, aceasta a fost propunerea mea pentru zilele de vară care în sfârșit au ajuns și la noi. Eu vă încurajez să încercați și voi această rețetă și să-mi dați de știre cum vi se pare. Până atunci, eu vă aștept cu drag la următoarea rețetă. Nu uitați să vă abonați la canalul meu pentru a fi la curent cu toate rețetele mele în timp real. La revedere!